străvanii golfului. Life can be rough, so pray for Rome. There's certain laws of nature that we cannot control. We all wind up in a hole. Believe me, we all wind up in a hole. Well, life can be rough, so pray for Rome. There's certain laws of nature that we cannot control. We all wind up in a hole. We all wind up in a hole. Since you'll be there someday, you might as well play. We all wind up in a hole. See you there! Haide, Michalski, tu ești omul, acum tu ești omul. Michalski, hai, bat, haide și afară din salsa mea. Îți face să gaze. Ce surpriză ne aduce. Știu, și mie îmi face gaze, dar eu mă pot controla ceva mai bine decât tine. Michalski s-a aliniat. Pleacă, ieși afară acum! Hai, ieși afară! Doamne! Acum sau niciodată! Hai, Michalski, sunt eu, vechiul tău prieten al și am nevoie tare mult de o șansă, doar una micuță, orice. Haide, băiete! Michalski este încă în acțiune! Imediat! Bahed, deschide ușa, te rog. Mulțimea este în picioare. Urmează aruncarea și este îndreptată în alt către centrul terenului. Merge, merge! Nu! Merge! Nu! Nu, nu, nu! Ridică-te, ridică-te, ridică-te! Da, nu! Este deschis! Salută-l! Hei, e drăguț aici la tine! Geo, micuțule, vreți niște cartofi prăjiți? Am aici niște sos de fasole grozav, într-adevăr gustos. Arată bine, nu te super dacă gust un pic? Ala, eu și cu micuțul ne întrebam de cele 7.000 pe care le datorez lui Benny. Boston, 5-3. Scoate cele 8.000. Ei bine, din păcate azi dimineața am dat toți banii proprietăresei. Uite, nu cred că lui Benny ar plăcea să audă că banii lui câștigați au fost cheltuiți pe frivolități, cum ar fi... Înțeleg, dar am fost un client bun foarte mult timp, așa că sunt sigur că îmi va acorda și mie un fel de, știți voi, amânare. Nu știu, micuțule, mă tem că va trebui să-l servim pe el cu un aviz de infracțiune. Nu! Aceasta pentru a te informa că ai contul debitor acum. Având în vedere că avizul de plată anterior nu a primit răspuns, suntem obligați să adoptăm măsuri mai stringente pentru a asigura înțelegerea viitoare. Bine, băiete, mai vreți cartofi prăjiți? Sau sos? Ei bine, acela ar putea acoperi dobânzile. O, da, în eventualitatea în care plata a fost deja efectuată, te rog să nu mai iei în considerare acest aviz. În regulă, hai, micuțule, să mergem. Mulțumesc, șefule! Bună, Nichi, ce faci? Stacy, servește-te cu ceva, te rog. Sper că nu ții dietă încă. Oricum, deci spune-mi, ce mai face Joey? Aici erai. Ți-am spus deja, domnule Phelps, nu mi se permite să mai dau sfaturi despre acțiuni. Altfel mă bate mama. Haide, nu mai unul, te rog frumos. Bine, Continental Petroleum se pregătește o cădere a acțiunilor. Cumpără-le în noiembrie. Continental Petroleum, am notat. Ce părere ai despre bonurile de trezorerie? Așa și așa. Peter, ce faci acolo? Discut cu domnul Phelps despre modele de rachete. Iubitule, mi-ar plăcea să te distrezi un pic la petrecerea asta. Desigur, mamă. Și lasă jurnalul ăla Wall Street. Jack, sunt îngrijorată în legătură cu Peter. Nu are prieteni. Nu se comportă ca un copil normal. Adică ar trebui să-i placă înghețata, bomboanele. Nu mi
se pare normal la vârsta lui? Este un copil deosebit, dragă, știi asta? Și în afară de asta, probabil că trece tot într-o perioadă. Dar nici măcar nu urmărește desenele animate de sâmbătă dimineața. Urmărește, în schimb, buletinul de știri. Tot ce vreau să spun este că un băiat de vârsta lui, adică n-ar trebui să fie ceva mai... Ei bine, nu știu, adică poți să mă ajut să-l definesc? Mai puțin serios? Exact. Ei bine, poate că ai dreptate. Peter cu greu a pus vreodată piciorul pe un teren de joacă. Are nevoie să fie înconjurat de alți copii. Dragă, cred că este timpul ca Peter să se apuce de un sport. Un sport? Da, cum ar fi mica ligă sau ceva asemănător. Ceva care să-i dezvolte talentele fizice și coordonarea. Stai un pic. Peter este un copil foarte deosebit, cu propriile sale abilități și înzestrări unice. Nu ne putem aștepta ca el să fie ca oricare altul. Ei bine, pe lângă asta eu nu am făcut sport niciodată și... Vă doriți să cumpărați astăzi? Dacă da, sunt sigur că pot procura instalație de aer condiționat inclusă. Hei, frățioare, ești tot zero negativ? Pentru că s-ar putea să am nevoie să împrumut vreo 2 kg. O, Doamne, al ce-ai pățit? Scuze-mă. Ți s-a întâmplat ceva neplăcut? Care-i treaba? Te-ai certat iar cu mama ta? Nu, no, doar o întâlnire prietenească între patru ori cu Benny, în legătură cu niște datorii nerezolvate la jocurile de noroc. Îmi spune că îi datorez bani, eu spun că el îmi datorează mie, dar încetul cu încetul. Dacă veni vorba, n-ai ceva bani în plus? De câți bani este vorba, Al? $1,000 $1,000 $1,000 Al? Ar trebui să te potorești, frate. Aia cu care te-ai încurcat este un element foarte periculos. Știu, dar cred în sufletul meu că ei au intenții bune. Ce-i cu tine? Nu ai niciun serviciu, nu ai nicio posibilitate să plătești datoriile. Cum trăiești așa? Am încercat să-ți obțin înapoi slujba de aici, dar șeful meu nici nu vrea să audă. Știi, ei n-ar fi pus numerele pe vitezometru dacă nu s-ar fi așteptat ca tu să le folosești. De altfel, aș putea fi purtătorul tău de cuvânt. Îmi pare rău, nu se poate. Dar știi ceva? Am totuși o informație despre postul de asistent de golf la Vista Creek. Știu că salariul este prea mic. Scuzați-mă, unde plecați, domnule? Stați jos în spate imediat. Ei, mai bine mi-aș lăsa apartamentul jefuit și viața amenințată săptămânal decât să mă întorc în golf. Acum, la vârsta mea, am nevoie de ceva pe care să mă bazez. Hei, Al, la vârsta ta trebuie să începi să-ți iei responsabilități în viață. Știi, nici măcar nu trebuie să joci golf. Trebuie doar să predai lecții. Îți voi împrumuta niște bani în avans dacă încerci asta. Am obținut 100 la testul de matematică. Tu cât ai obținut? M-am bălbăit. 94. Priviți, băieți, două mici sufleuri cu frișcă. Ce vrei să fac? Vrem să-ți alegem un sport. Acesta este un cuvânt cu litera S. Nu-mi plac cuvintele cu litera S. Tată, atrage-i atenția să se grăbească. Ascultă pe mama, fiule. Vrem ca tu să-ți petrești timpul cu copiii în afara școlii. Îți poți alege sportul. Oricare, basket, fotbal, baseball. Cred că glumești. Ce zici? Tată, spune-i că glumește. Nu glumește, fiule. Scumpule, ne îngrijorează faptul că tu nu trăiești o copilărie adevărată. Credem că este important pentru tine să fii mai echilibrat în viață. Echilibrat? Eu sunt un copil, nu o șină de roată radială. Scumpule, știi că facem tot ce putem ca să fii fericit. Tu știi asta. Mereu vom face asta. Dar acesta este un lucru pe care ți-l cerem în schimb. Te rog. Va fi o zi splendidă, știi? Poate că mergem la masă după aceea. Este o idee grozavă, așa vom face. Scumpule, îți va plăcea basketul. Face parte din acele jocuri aspre și cu tumbe ale băieților. Oh, ce bucurie!
nevoie de un sport cu copiii de înălțimea ta? Ceva care îți va construi încredere și autoapărare. Da, așa este. Mult mai bine. Da, nu există contact fizic, doar fitness și coordonare. Oh, grozav! Am prins-o! Îmi sună ca o pedeapsă crudă și neobișnuită. Nu am avut de ales. Și ce ai de gând să faci? Nu știu. Știu ce nu am să fac. Totuși, până acum am exclus toate sporturile cu minge. Fotbal american, basketball, voleibol... Ce zici de fotbal? Am exclus și toate echipele de sport. Ce face furișindu-se pe teren? Acela nu e Alistair McGrath? Puștul ăla nou din Scoția? Găsește gol fuzate și ne vinde unor chilipirgii ca bunica mea. Știu pentru că le-a cumpărat de la el pe cele roz. Sunt numite doamnele zburătoare. Hei, Peter, de ce nu te apuci de gol? Vorbești serios? De ce nu? Bunica mea joacă și are 82 de ani. Este oarbă de un ochi, 90% surdă și o doare un șold. Am citit în Forbes că 44% din directorii executivi joacă golf. Este foarte popular în lumea afacerilor. Ești sigur că golful chiar este considerat sport? Ce contează atâta timp când părinții tăi cred că este? Nu ar trebui să înoți în circuite sportive, să ataci sau chiar să porți o curea de scoțian. Ești sigur că știi și câștigi nu este considerat sport? E bine, ce vom urmări diseară la televizor, Bathead? Capodopere teatrale sau Jerry Springer? Îmi ghicești gândurile, prietene, dar din păcate nu ne putem permite canalul cu plata. Nu te mai gândi la el, lasă-l, nu voi preda lecții de golf. Ai putea tot atât de bine să-mi cer să devin vegetarian sau să mă căsătoresc cu o femeie care poartă aceeași mărime de cămașă ca și mine. Ascultă, voi face orice, bine? Voi colecta sticle, cutii de conserve, voi cumpăra prin telecomenzi, voi dona sânge sau un rinic, fica, ceva, orice organ din care am două, dar nu voi fi antrenor de golf. Bine? Va trebui să facem economie. Poți face asta? Vei mânca hrană uscată o perioadă, așa-i? Lasă-mă, doamne, ce am făcut ca să merit asta? Nu mă mai iubești? Taci din gură! Și eu-ți un servici! E bine, cred că asta este. Nu pot să mă cer cu vecinul de sus. Golf! Golful este pentru bătrâni cu pantaloni caragios bufant. În afară de asta, copiii nu joacă golf și pot spune cu certitudine că lor le place să poarte pantaloni lungi. Poți să-mi dai cheia franceză, dragă? O mulțime de copii joacă golf, Peter. A, bine, spune-mi unul. Tiger Woods? Când era copil? Foarte bine, deci unde va juca și cine îl va învăța? Există clubul acela de la țară, se merge exact cu trenul. Exact, ne vom înscrie la un club de la țară. Wow! Am auzit că aceste cluburi de la țară caută cu disperare noi membri. Cine știe, poate ne propun chiar uite, o afacere. Dragă, ceea ce ei numesc disperare, noi numim a câștiga la loterie. În afară de asta, lor le plac tipii bogați. Sunt sigură că sunt o mulțime de reparații la instalațiile de aer condiționat acolo, la membrii clubului de golf. Iubitule, nu avem de ce să ne fie rușine. Iată! Iubitule, ce ai făcut? Oprește de... Nu poți să oprești că este asta? Dragă, dă-mi o găleată, dă-mi o găleată! Veți găsi magazinul pentru profesioniști și aprovizionat corespunzător. Per total avem cele mai importante facilități din stat. 27 de terenuri de tenis, 36 de găuri, poligoane... Suntem foarte puțin ceremonioși pentru un club de acest calibru. Pentru bărbați se solicită jachete, pentru doamne, bineînțeles, îmbrăcăminte adecvată pentru un club privat. Rochii sau fuste, nu pantaloni largi și, desigur, nu jeansi. Spuneți-ne ceva în legătură cu programul dumneavoastră de golf pentru juniori. Cel mai bun din oraș? L-am obținut pe legenda PGA. Trip Davis în persoană pentru a-i antrena pe juniori în acest an.
Joci golf, fiule? Nu încă, dar este interesant. Nemaipomenit! Sunt sigur că vei învăța în scurt timp. Sunt o mulțime de începători. Acum, după ce v-am arătat magazinul, vă voi arăta clubul. Recent am făcut renovări de 2 milioane de dolari, să știți. 2 milioane? Spune-mi, Jack, în ce domeniu activați? Investiții chirurgie bancare. Chirurgie plastică. Chirurgie investiții plastică. Investiții bancare. Oh, doamne, scuze, îmi cer scuze, sunt alunecoase. Iar acum, pentru a deveni membru, trebuie să faceți o cerere. Ați avea nevoie de sponsori. Sponsori? Oh, nu vă faceți griji, pot rezolva acest lucru. Este doar o formalitate. Cum ar fi petrecerile pentru a face cunoștință și interviul de acasă. Deci, despre ce sumă vorbim? Da. Oh, încă o cifră și ar fi fost un număr de telefon. De fapt, suntem chiar rezonabili în comparație cu alte cluburi. Aceasta este pentru calitatea de membru acționar? Nu, nu este, dar dacă vreodată te muți, noi vindem părțile tale și îți dăm jumătate din sumă înapoi. Este într-adevăr o afacere incredibilă. Există vreo posibilitate să facă parte doar puștiul? Atâta vreme cât are cele 42.000 de dolari, Jack. Jack, ești un tip amuzant. Sunt sigur că ți se potrivește aici la Golden Beach. A fost cea mai groaznică experiență din viața mea. E bine, poate ca un fel de, nu știu, un program de burse pentru nevoiași. Ce vrei să spui prin nevoiași? Noi nu suntem nevoiași. Nu, dragă, nu am vrut să spun nevoiași. Am vrut să spun, nu mai contează. Probabil nu ne putem permite oricum. Putem, mamă, trebuie doar să diversificăm investițiile noastre în acțiuni ieftine. Ia, ascultă, știu cum să administrez banii noștri. Nu am nevoie de niciuna din ideile tale strălucite. Jack! Am știut eu, mecanicul a stricat ceva acolo. Și ca să vezi, mai voia și bacșiș. E bine, ce ziceți de Vista Creek, locul pe unde trec eu când vin acasă de la școală? Este o școală publică. Publică? Îmi place cuvântul public. Are un sunet frumos, ieftin, muncitoresc. Bună treabă, fiule! Mulțumesc, mamă. Voi avea într-adevăr nevoie. Să nu-ți uiți geanta. Petrecere frumoasă. Te iubesc. Pa, pa. So pray for a road. The certain laws of nature that we cannot control. We all wind up in a hole. We all wind up in a hole. Nu te uita acum, Bert. Sosește banda de puști. Oh, firea să fie. Atât de mult costă liniștea și pacea. De ce nu-i țin pe diavolul acei amici în cuiață școală? Măcar ziua. Ar trebui să fie o lege. Da, uite acolo la ăla cu pantalonii care atâna. Să vezi tu dacă nu se întâmple un accident. Ăsta spuneam că aproape mi-a scos ochiul săptămâna trecută cu un cârlic de pescuit. De când băiatul Chiftea a lăsat balonul la Sabasa, în a doua gaură, am avut nevoie de clește ca să-mi deslipesc mingea din cupă. Te întâlăi ăștia de năzdrăvani ai golful. Da, fiecare an. Seamănă din ce în ce mai mult cu niște bătăuși de stradă. Aș fi vrut să fi învățat să joc golf. Mie la vârsta spui aceea. Ei bine, dacă nu aș fi avut operația aceea recentă de cataractă, nu mi-aș crede ochilor. Nu se poate. Este al Oliver? Spune că el este. L-am văzut pe pistă, acum două luni. N-a pus piciorul pe un teren de golf de ani de zile.
Dave, ți-l prezint pe fratele meu, Al. Al Dave. Am auzit despre balansul tău legendar, Al. Poate facem o dată pereche când nu e prea aglomerat pe aici. Mulțumesc, dar nu mai joc golf. În prezent, Al mai mult predă golf decât să-și demonstreze talentele sale. E, înțeleg, e bine. Acolo este grupul tău. Mai bine ai începe imediat, înainte ca ei să înceapă să se agite. Aceia sunt copii. Hei, n-am de gând să învăț copii. Este vreo problemă? Doar un minut. Dave, dacă eforturile mele te ajută, pot să spun așa. Ascultă-mă cu atenție. Micuțul și Joe. Da, se pare bine. Că da. În regulă. Succes! Este antrenorul nostru sau ce? Da, se pare că da. Numele meu este Al. Vă rog să răspundeți când vă strig numele. Patrick Torkelson. Da, spune-mi Tork. Nu răspund la Pat sau Patrick. Și să nu-mi spui tigru. O dată am de gând să-l înving. Succes, Tor. Mai Young. Cristina Martin. Aici. Billy Wilson. Am scădere de zahăr în sânge. Dacă nu continui să mănânc, aș putea leșina. Dacă vrei, îți aduc adevărința de la nu după. Nu este nevoie. Peter Waddell. Aici? Vrei informație medicală specială pe care trebuie să o cunoaștem în legătură cu tine? Dar aceea că e un fel de geniu matematic. Ai mai jucat vreodată golf, Peter? Nu mult. Vreau să spun deloc. Sagoana. Numele meu este Rahad. În regulă, băieți. Cine a mai jucat golf înainte? Să ia în considerație și mini-golful? Cine nu a jucat niciodată pe un teren de golf reglementar? Pun pariu că tu ridici mâna indiferent de ce spun eu. Aș dori să încep prin a vă spune că golful este un obicei teribil. Este frustrant, costisitor și creează dependență. Dacă voi aveți întrebări, ceva bine. Povestea este următoarea. Ne antrenăm 2 săptămâni, s-au dat meciuri la sfârșit de săptămână și dacă o să câștigăm destule meciuri, jucăm pentru cupa echipei de juniori Seattle. Da, mereu se va întâmpla așa. Golden Ridge a câștigat anul trecut. Și cu un an înainte, și cu alt an înainte. Și ce dacă? Pasă dacă câștigăm? Scumpă, în viață nu contează dacă o să câștigi sau pierzi și pe cine dai vina. Am învățat asta când am lucrat pentru oraș. Ei, cel puțin nu se teme să facă greșeli. Acum, după ce am epuizat toate aspectele filozofice importante referitoare la golf, ce-ar fi să ne răspândim pe afară să smulgem niște iarbă? Vreau să ne antrenăm la legănare. Asta înseamnă fără minge. Bine, doar mișcările de bază, oameni buni. Îndoiți-vă genunchii, brațele întinse, capul în jos. Slăbește strânsoarea aia. Nu este mâna mamei tale, hai, este o crosă de golf. Așa, leagănă, leagănă, nu ștrangula, frumos, ușor, ușor, copii, ușor. Ce, s-a pentru aur acolo, ce faci? Slăbește-l, îndoiți genunchii aia. Foarte bine. Așa, copii, foarte bine, arătați-mi ce ați învățat. Bine, frumoasă încercare. Ce zici de asta, fii atent. Nu-l puteți rata, așa-i? Las-o încolo, puștule. Ultima șansă, prietene. Nu există una mai mare ca asta. Pe asta nu poți rata, fii atent. Este imposibil, este imposibil. Hai, hai, dă-i. Atenție! Scuze, băieți! Hei! Frumoasă lovitură, puștile! Deci, cum a fost prima ta zi de golf, fiule? Este prea târziu ca să optăm pentru badminton? Liniștește-te, Peter! Sunt sigură că-ți va merge bine! Nu înțelegi, mamă! Aș putea să omor pe cineva acolo! Haide, nu fi ridicol! Cum poți omorâ pe cineva jucând golf? Nu contează! Și? Cum este profesorul? Ce să-ți spun? Dacă ar fi și mai nemotivat, ar fi un contor de la parcare. Foarte bine, acum e rândul meu să cer. Rachel, spune-ne, ce te aduce în sfârșit la noi după atâția ani? Spune-mi. Știți, aerul curat, exercițiile și o șansă de a mă întâlni cu vechii mei colegi. E rândul tău, Bert. Și eu cer. Foarte bine, băieți, vedeți și plângeți. 2 perechi. Coloare?
către Iași. Ești... Hei, ai nebunit? Îmi pare rău, a fost un accident. Băi, am să-ți arăt ce simți când primești o gaură în cap. De golf. Din această cauză portați doar o singură mănușă. Ei bine, față urâtă asta aproape că mi-a făcut lobotomie. S-ar putea să fie ajutat. Stai din gură, pipernicitule! Nu-mi pasă, nu ar trebui să lege necroza. Habar n-are. Are dreptate. Și ce dacă toată lumea e slabă la golf? Asta este frumusețea jocului. Dacă America ar ști cât de slabă este la jocul ăsta, n-ați vedea pășunile alea verzi frumoase care ne separă pe noi de acei milionari din castele. Ce știi tu despre golf? Ha? Ce faci este să joci mereu cărți? Asta nu e adevărat. De asemenea, beau și joc la curse de căi. Aș vrea să te văd că încerci să legi neocrosa. Da, 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 să te vedem făcând asta. Da, da, hai, hai, hai să te vedem. Da, 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 bine, bine. Hai, este o miză destul de lungă. Te simți probabil norocos. Norocos nu pot permite să merg pe mize scurte pentru banii pe care i-am. Parcă ziceai ceva de o slujbă. Să dedecesc un grup de copii mânuind bețe mari din lemn? Asta nu e pentru mine. Ce star, ce star frumos. Să vedem ce s-a întâmplat. Haide, fetițo, haide, haide, iubito. Arată-le cum se termină, hai. Al, ce naiba faci? Bă, ai primit și tu bani la cursa asta? Am primit chiar acum un telefon de la Dave McMillan întrebându-se unde ai plecat. Băi, copiii se descurcau destul de bine și mi-au luat liber în după amiaza asta, știi, să-i lasă perfect. Hai, băieți, haide, mișcă-te, iubito! Ăsta nu-i joc, Al! Este irresponsabilitate totală! Și mai mult decât asta, mă pui pe mine într-o situație proastă, Al! Ține-ți o secundă ideea, bu! Hai, fato, hai, reușește, reușește, hai! Nici nu știu ce să mă fac cu tine! Mereu același lucru! Eu te ajut, îți împrumut bani, te pun din nou pe picioare și tu, ca de obicei, mă lași baltă, Al! Poate că cer prea mult de la această relație. S-ar putea să ai dreptate, Jake. Hai, fato, hai! Bine, bine, așa am făcut. Știi? Nu ești nimic altceva decât un leneș. E bine, știi ceva, frățioare? Poți face ce vrei cu viața ta, dar data viitoare să nu vii la Bo, pentru că Bo nu va fi acolo. Doar o secundă, Bo. Haide, fato. Bo, așteaptă o secundă. Bo, părăsi clădirea, El. Bo, dăm doar o secundă. Mergi, 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 mergi. Hai! Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Bravo, bravo! Extraordinar, extraordinar! No! Gacha! No! Bine, copii, ascultați-mă cu atenție. Cine poate să-mi spună care persoană înfige bățul stegulețului înapoi înăuntru după ce fiecare a lovit afară? Zâna măseluță. No, de răspunsul corect este prima persoană care lovește afară repune bățul stegulețului. În acest fel putem continua jocul. Scuzați-mă, vom lovi vreo minge astăzi sau care-i treaba? Nu până când nu cunoașteți regulile, partenere. Golful este un joc al sportivității și nu poți fi un bun sportiv dacă nu ai în primul rând o înțelegere completă a tuturor regulilor. Așa este, trebuie să știi regulile, așa poți să le încalci. Priviți cine a decis să ne arate în cele din urmă. Noi toți am crezut că ai abandonat. E bine, mă întorc. Care-i treaba cu tine? Ai de gând să înveți pe copiii ăștia să joace golf sau ce? Foarte bine, băieți. Hai, scoateți-vă țintele, să mergem să lovim câteva mingi. Hai! Stop. Ha, Doamne, mă. Copii, golful este un... este un sport ca și oricare sport. Dacă nu ești atent, poți scoate un ochi. Această minge, când această minge este lovită cum trebuie, ea zboară cu așa o viteză încât poți dobără la pământ o veveriță la 100 de metri. Acum nu sunt contra să dobor o mică viețuitoare sălbatică câteodată, dar am o problemă că se întâmplă cu oamenii. Așa că, dacă nu vreți să intrați la închisoare și vreți să continuați să vă perfecționați jocul, va trebui să ascultați acest mic sfat. Dacă loviți o minge care are o traiectorie de coliziune cu capul cuiva, vreau să strigați și să strigați tare, tare. Nu 1, nu 2, nu 3, ci 4. Ați înțeles? Să vă aud. Alarmă falsă, hai! Mm-hmm.
bună, foarte bună. Este papa la puterea a doua? Trăiește Pitagora în păduri? Îți propun o înțelegere. Te voi ajuta să execut legănarea dacă tu mă ajuți să înțeleg jocurile de cuvinte. Ne-am înțeles! Hei, puștule, ce faci acolo? Pune mingea la loc acolo unde a căzut. Am crezut că nu te-a interesat ce am făcut noi aici. Nu-i tolerez pe cei care înșeală. Ori joci cu mingea acolo unde a căzut, ori primești o lovitură de pedeapsă. Lovitura de pedeapsă? De ce să fac asta? Este doar un antrenament. Corect, corect. Bine, dar dacă ai fi făcut asta în timpul unui meci, ai fi fost dat afară. Veniți de aici! Ajutor! Vino și ajută-mă! Hei, apucă-te de culoasa mea! Mulțumesc, Al! Hei, aici e 20 de dolari pe care mi-i datorezi? Mai bine mă întorc la copii. Harry! Harry! Așadar, cum ai început să joci golf? Ei bine, mătușa mea Silvia a urmat colegii cu o bursă de golf. Ea e mătușa mea preferată. Și de ziua mea, când am împlinit 7 ani, mi-a dat un set de crose de golf. Așa că părinții mei au plătit lecțiile și... Ei bine, dacă urmează să mergi la colegiu, mai bine ai lucra la problemele de matematică. Cum ai devenit așa de bun la numere? La Institutul de Tehnică din Massachusetts. Hei! Glumesc. Nu știu, așa m-am născut. Grozav la numere și afaceri. Prost la sport și dans de salon. Ei bine, vei deveni mai bun la golf. Îți trebuie ceva timp, atâta tot. Cu un antrenor de golf ca Al s-ar putea să dureze ani de zile. În mod sigur este ciudat. Mă întreb cum a devenit antrenor. Îmi place locul acesta. Este super! Are tot ce ai vrut să știi vreodată despre golf. Bună ziua, domnule William. Să te copia jurnalului Wall Street de astăzi la masa dumneavoastră obișnuită. Mulțumesc, doamna Williamson. Wow, se pare că nu ai nicio problemă în a te face respectat pe aici. Pentru că am întotdeauna asta la mine. Să nu pleci niciodată de acasă fără ea. Problemele astea sunt mult mai ușoare decât par la prima vedere. Acest gen de probleme sunt cam așa. Ce cântărește mai mult? Un kilogram de aur sau un kilogram de pene? Un kilogram de aur! Nu-i bine, fii atentă! Un kilogram de aur sau un kilogram de pene? Da, sunt la fel de grele! Au un kilogram! Exact! Tot ce trebuie să faci este să citești cu atenție. Încearcă pe asta. Mă voi întoarce imediat și ține minte, nu te grăbi! Hei, Cristina, uită-te la asta! Al Oliver, una din cele mai bune perspective ale Seattle-ului, a avut conducerea cu 5 lovituri în fața lui Trip Davis. Wow, a ratat, Al! A pierdut calificarea cu o singură lovitură! Nu-i de mirare că este așa de acrit. Ei bine, știi ce se spune despre golf? Este 90% muncă și doar 1% talent. Probabil. Așadar, copii, amintiți-vă ce spun eu mereu despre golf. Nu este mare lucru, este doar un joc stupid. Este ușor pentru el să spună asta, nu el va da piept cu anumite umilințe. Și Golden Ridge este complet de neînvins.
Oh, frate, e Cameron Pratt. Îl cunoști? Aș fi dorit să nu-l fi cunoscut. Sper doar că-ți place frișca. Oh, nu. El? El Oliver? Aproape că nu te-am recunoscut cu noua ta înfățișare. Trip Davis, a trecut mult timp. Desigur. Cred că ultima dată a fost în 79, nu? Atunci te-am bătut ultima oară. Corect, corect. Dar așa, nu știam că erai antrenor de golf. Am crezut că erai plecat la competiții câștigând bani mulți. Ei bine, El, banii sunt importanți. Dar viața nu se rezumă doar la bani. Uite de la tine, cred că înțelegi ce vreau să spun. Predau în mod voluntar între competiții. Știi, încerc să dau ceva înapoi din tot ce mi-a dat bun golful de-a lungul anilor. Văd că ai o recoltă proprie de tineri profesioniști aici, nu? Da, așa este, trebuie, dar îți voi spune ceva, sunt într-adevăr emoționați azi. Așa e, băieți? E bine, sunt sigur că ai învățat tot ce știi tu. Sper doar ca puștii mei să poată fi la înălțime. Să jucăm câteva mingi. Ce oprește circulația? Bunica era înceată, dar era bătrână. Lovește, mucosule! Foarte bine, haide! Tu ești omul, Dorc, hai, tu ești omul, arată-le cum se face! Lungă și dreaptă, prietene! Fii calm, fii calm și fă-o! Ca fundul de elefant, la înălțime și urât mirositor. Bună încercare! A fost într-adevăr aproape! A ratat-o! Poate data viitoare! Nu iarăși! Se duce să-l hrănească pe monstrul din Loch Ness. Da! Puștul tău a interceptat lovitura altui băiat. Ce vrei să spui? Ce vorbesc? Ai văzut asta? A lovit-o cu steagul. Crezi că avem nevoie să trișăm? Haide, El, doar nu ai de gând să recurgi la acuzații paranoice din nou. Așa credeam și eu. Ei bine, El, ați fost pe aproape. Păcat că n-ai putut câștiga data asta. Puștii mei pot folosi întotdeauna antrenamentul. Acum, copii, ascultați-l pe tipul ăsta. Vă va lua bilete. De ce, El? Îi lași să vină la Seattle Celebrity Classic? Dacă vrei, poate-ți obții niște bilete. Nu te teme, le plătesc eu. Sunt sătul de asta, Trip. Știi, tu și copiii ați putea vedea cum se joacă într-adevăr golf. Poate vedeți și voi cum e poanta. N-avem nevoie de nicio poantă. Tu n-ai nevoie de nicio poantă. Oricum, El, mi-a părut bine să te văd. Ca pe vremuri, a?
Ne vedem pe la bazin, fraierule cu frișcă. Ei, poștule, nu-mi plac bătăușii și nici lui Trip nu-i plac. Așa că orice ai face lui, eu am să-i fac lui Trip. De exemplu, dacă ai luat pălăria și ai aruncat-o jos și ai sărit pe ea. De exemplu, dacă ai luat pălăria și ai aruncat-o pe jos și ai sărit pe ea. E bine, atunci asta ar trebui să-i fac eu lui Trip. Ca pe vremuri, nu-i așa, prietene? Omule, miroase ceva într-adevăr urât pe aici. Foarte bine, băieți. Poate că n-am făcut prea bine la prima noastră ieșire, dar băieții aceia sunt buni. Și vom ajunge și noi acolo. Trebuie doar să lucrăm la joc, de să începem cu o lovitură ușoară. De ce trebuie să lovim încet pe solnete? Putem face asta direct pe pajiște. Sunt de acord cu mâncatul. Asta e o farsă. Vreau să spun că oricum vom fi măcelăriți data viitoare. Noi am discutat, Al, și credem că ar fi mai bine dacă anulăm jocul de săptămâna viitoare. Ce? Nu pot să cred ceea ce aud din partea voastră, băieți. Haide, vreți să renunțați? Cum vreți să aflați cât de bun sunteți dacă nu faceți o încercare? Cine știe povestea celor trei purceluși? Ridicați mâinile. Hai să văd mâinile. Billy. Hai, Billy, știu că știi. Haide, foarte bine, acela este un exemplu clasic. De ce nu trebuie niciodată să renunți? Iertați-mă, domnule, dar eu cred că morala la cei trei purceluși se referă mai puțin la tenacitate și mai mult la învinge minciunile lupului prin perspicacitate și prin pregătire. Vorbim metaforic, desigur. Bine, desigur, vorbim metaforic, dar să vă întreb ceva. Lupul acela a renunțat cu ușurință. Ar fi putut munci mai intens, ar fi putut păși pe roata mișcătoare, ar fi putut face exerciții de respirație adâncă, atunci ar fi putut să drâme la pământ casa aia din cărămidă. Dar nu, el a ales calea ușoară, a coborât pe horn, așa că a ratat o aprovizionare pe viață cu cârnaș și șuncă. Dacă nu veți încerca, nu vei ști niciodată cât de bine puteți să faceți. Cum ai spus că te cheamă? Peter. Peter, vino aici. Lasă-te în jos și lovește încet. Ei, cum se face că sunteți veseli? E mai bine să fii lung decât scurt, așa-i? Dacă e lung, îl poți întârzia și poți să-l bați ușor înăuntru. Foarte bine. Acum încearcă din nou. Ești gata? Cred că da. Ai citit traseul? Trebuie să-ți citești traseul. Trebuie să-l citești din ambele laturi, știi? Trebuie să verifici iarba. Trebuie să spui, se desparte pe stânga, se desparte pe dreapta, este în sus, este în jos. Acum iarba asta pare că se desparte în jos, un pic spre stânga, a? Nu vezi? Ce părere ai? Cred că se duce toată spre stânga. Foarte bine atunci. Pune mingea în gaură. Cine vrea să parieze pe această lovitură? N-ar putea să o nimerească nici într-un milion de ani la țintă, fără ofensă. Fără ofensă, dar îmi dai 25 de cenți dacă poate. Foarte bine! Bună treabă, Peter! Se pare că a reușit o lovitură ușoară. Am datorez 25 de cenți. Bine, copii? Secretul loviturii nisip este să ridicați mingea cu crosa. Billy, ia dă-mi, te rog, dă-mi puțin sandwich-ul tău. Cred că ați mai văzut aceste două personaje pe aici. Sunt aici pentru că, sincer vorbind, n-au unde să se ducă, nu? Iar în plus sunt experți în loviturile directe. Doamnelor și domnilor, regii golfului, Bert și Harry. O zi grea, a? Aș vrea să te văd pe tine lovind, așa, după ce ai eliminat o piatră de la rinichi. Secretul este să ai mingea cât mai departe de piciorul de sprijin. Lovitura trebuie să fie sigură și pe direcție. Accelerați în timpul mișcării. Ați văzut? Cine vrea să încerce? Da, tu! Cine, eu? Hai, n-ai de ce să te temi. Acum, Harry și-a luat medicamentele în această dimineață. L-am urmărit, ai înțeles, băiete? Foarte bine, acum te stins, băiete. Extinde piciorul din spate. Îmi pare rău, domnule, dar presiunea este de nesuportat. Mi-e extrem de frică să nu ratez acum. Relaxează-te, puștule. Orice jucător de golf poate face o lovitură ca aceea. O dată din 50. Acum, haide. Foarte bine, yeah. Sunt binecuvântat de atingerea lui Jack Nicholson. Noroc începătorului. Foarte bine, concentrează-te. Bine, legănare bună. Mai încă două, apoi ești afară. Bună lovitură, bună. Aproape. Bună legănare.
Foarte bine! Torc, vreau să-ți pui capul în jos înainte de a te legăna. Billy, vreau să-ți înghizi mâncarea înainte de a te legăna. Foarte bine, Peter. Asta e bună, acum ține-o ușor, nu te teme să folosești un pic de forță. Vreau ca voi toți băieții să vă legănați pentru peluze, bine? Hai, câteva lovituri lungi. Acum fii o minge bună și rămâi perfect liniștită în timp ce Rahat te trimite în interiorul găurii. Intră, intră! Se pare că va intra înăuntru, Harry! Este peste așa, seamănă cu o gaură! Este peste așa, seamănă cu o gaură! Vrei să-mi spui mie că de fapt îți place golful? Bine, n-aș merge chiar așa de departe. Spun doar că nu este așa de rău cum pare. Acum chiar încerc să-mi fixez niște țeluri practice pentru mine. De exemplu, noi avem un joc în acest sfârșit de săptămână și scopul meu este să termin înainte să plece autobuzul duminica. Crezi că poți să faci asta? Nu. Așa, băieți, amintiți-vă tot ce ați învățat în practică. Hai să jucăm câteva mingi. Haideți! Haideți, echipă! Acum, asta este despre ceea ce vorbesc eu. Yeah. Da, cred că aceea este despre ce vorbește el. De fapt, am făcut-o în mod corect! Simt că vine o lovitură bună! Poți face asta, puștine! Așa de-am... Frumos, Cristina! Bună treabă! Mai bine iau mai ușor cu alea puștule, ori să ajungi să dai pe afară ca mine. Nu-ți face griji, dulciurile acestea au cu 50% mai puțină grăsime decât dulciurile tale obișnuite și cu 10% mai puțin sodiu. Adevărat? Voi lua 3 bucăți. Bine! Mulțumesc! Nimeni nu o să dea mai departe ca puștul ăsta. Foarte bine, Maia, ai reușit. Ai scos-o din groapa cu nisip pentru pisici și ai adus-o din nou pe iarbă. Hai, fetiță, e bine, e bine. Mui bine. Cu siguranță, prin puternicele brațele lui Vișu, mingea mea o să câștige cupa.
Hai să fie. Ei bine, eram aproape, băieți. Vișnu, m-ai dezamăgit. Ei, băi, de ce aveți fețele lungi? Hai, de-a jucat bine. Am pierdut la o singură lovitură. Hai, mergem bine. Mai, tu ai explodat afară din cursa aceea de nisip. A fost super. Rahad a făcut o lovitură de 12 picioare. Cristina a făcut două păsărele și Billy n-a lăsat nicio urmă pe drumul drept. Este un real progres. Am mers destul de bine, nu-i așa? Da, am mers destul de bine. Da, dar ar fi fost super dacă câștigam. Bine, atunci vom câștiga săptămâna viitoare, așa e, tigrule, hă? Hai, băieți! Da, bine. Da, haideți! Alistair McGrath? Ce caut aici? La revedere, prietene! La revedere, Al! Afacerea bine încheiată, antrenorule. Copiii par să te plac. Arătați bine. Aveți o întâlnire? Eu și micuțul ne întrebam când ai de gând să faci următoarea plată. Despre ce vorbiți? V-am plătit ieri. Nu, aceea a fost plată obișnuită. Eu vorbesc acum despre plata dobânzilor. Acestea se pot aduna destul de repede. Bine, n-am niciun ban la mine. Poate mă voi duce acasă să dau câteva telefoane să văd ce pot face. Așa să faci, Al. Dar ține minte, ar fi mai bine nici să nu te gândești să mai întârzi data viitoare. Petrecere frumoasă, băieți! Bine, astăzi vom lucra la modul de țintire. Unii din voi a stat deoparte la reperul pentru mingea de golf și vreau ca voi să arătați sigur pe voi acolo afară. Bine, am parcurs un drum lung și cred că avem șanse să câștigăm în acest sfârșit de săptămână. Ce-ai pățit, puștule? Mama spune că sunt bășiși de la stânjarul otrăvit. Lec, dacă pui unde arahide pe asta. Atenție, va dori să pui dulceață și apoi te mănâncă la prânz. Deci, poți juca? Îmi pare rău. Până nu-mi trece nenorocirea asta de pe corp, părinții mi interzic. Și transpirația îmi face mai rău. Hei, nimeni nu transpiră la golf cu excepția mea și a lui Billy, desigur. Acum chiar că nu mai putem câștiga săptămâna asta. Nu avem destui jucători. Nu putem intra în competiție cu mai puțin de 6. Ei, cred că știu pe cineva care ar fi perfect. Este cel mai bun jucător de golf. De ce nu mi-ai spus niciodată de tipul ăsta? Ei bine, el este un tip mai independent. S-ar cere niște încurajări în plus dacă într-adevăr îl vrem în echipă. Bine, am putea face asta. Hai să-l aducem aici. Da? Hai! Marfă de bună calitate. Ultimul proprietar a fost micuța doamnă în vârstă, care le folosea doar duminica. Ce părere ai, Mac? Am titlei, spinacle, le am pe toate. $5 duzina. $5 pentru alea? Ce hoție. Da, ești un amator de chilipiruri. Pot spune asta doar uitându-mă la tine. Pentru tine mai scad 10%. Ce spui? E destul de ieftin pentru tine. E bine, nu mă interesează tocmeala. Pe tine te căutăm. Nu ești tu individul cu care am jucat acum câteva săptămâni la Pinto Park? Un tip trebuie să-și câștige existența, îmi pare rău, băiete, dar acolo de unde vin eu, acesta e numele jocului. Hei, mă confunzi. Eu sunt antrenor de golf și caut un jucător. Atunci tu ești cel care face o confuzie. Nu mă interesează să joc golf cu o grupă de puști. Economisez bani pentru o bicicletă cu motor. Adevărat, pare un pic cam tânăr ca să conduci. Vreau să iau permisul de conducere temporar și trebuie să strâng 10.000. Ei bine, cât ai economisit? Nu-i treaba ta. Hei, Peter este un geniu bancar. Ar putea să ia un mic cont de economii și să-l transforme într-o investiție înfloritoare. Și cred că vrea să facă o înțelegere cu tine. Îți va investi banii dacă vei juca cu noi. Nu fac investiții pe piață. Mai ales atunci când îmi dă pontul un puș de 12 ani. Ei bine, omul meu știe ce face. De fapt, el chiar a câștigat cupa Seattle Junior la investiții de portofoliu, care este cunoscută în întreaga lume, așa este, nu? Că veni vorba. Ce părere ai despre noile Suzuki 125DR? Arată bine pe negru. Da. Cred că sunt într-adevăr drăguțe. Cunosc un tip care poate să-ți obțină una la preț de cost. Cunoști un negustor? Personal. Scuză-ne că te-am reținut. Cu bine. Hei! Îți propun o afacere. Tu iei aceste mingi, iar eu mă voi gândi la ce ai spus. Am speranțe, băieți.
Și unde este tipul cel nou despre care vorbești? A, nu știu, sper să nu ne înșele în afacere. El este acolo, acolo! Nu se poate! Poartă o rochie! De fapt, este o fustă. Fără supărare, Peter, dar prietenul tău este cumva un pic, știi tu... Ei bine, ar fi un pic cam necioplit, dar în mod sigur știe să joace golf. Ei bine, la ce vă holbați cu toții? Am sosit! Atenție toată lumea! Urații buni, venind noului nostru recrut, Alistair McGrath. Bine ai venit! Foarte bine, să mergem! Da, plouă! Știu că plouă, dar este o competiție, jucăm pe ploaie. De altfel, este o vreme perfect scoteană pentru golf. Îți mulțumesc mult că ai venit, Alistair. Sunt într-adevăr bucuros. Oricum e mult mai bine decât să caun minci prin canale. Scuzați-mă, domnule, dar mă tem că avem o problemă în legătură cu echipamentul unuia dintre jucătorii dumneavoastră. Acum nu trebuie să facem o mare problemă din asta, știți? Copiii trec prin diferite faze. Nu te-ai îmbrăcat niciodată în haine de femeie? Mă refeream la tecăul cu inscripția mușcă. Dar știi... Regulile clubului menționează clar că toți jucătorii trebuie să poartă cămăși cu guler pe terenul de joc. Billy, trebuie să-ți pui o cămașă cu guler. Dar nu mai am altă cămașă. Foarte bine. Vino cu mine. Voi ceilalți rămâneți aici, bine? Doamne, acum știu cum va arăta Billy în 30 de ani. Sper sincer să nu-l muște cineva. Deci, ce-i cu rochia, drăguțule? Nu este o rochie, e un kilt. De sute de ani toți din familia McGrath au purtat un kilt în timpul competiției. Îndrăznesc să insulți o tradiție sacră a familiei? Bine, băiete, nu spune pantaloni. E regulă, Alistair, nu a spus nimic cu intenție. Băieți, ce se întâmplă aici? Alistair tocmai a dat lui Thorc o scurtă lecție despre multiculturalism. Bine, în regulă, haideți. Fii calm. Barman, vreau o bere, America.
Dacă era Scoția, aș fi fost la treia halbă până acum. Cu siguranță te simți bine după ce câștigi. Oh, bine ați venit! Foarte bine! Nu în tura mea, scurtule. Ei, omule, care-i problema? Băutura este în contul meu, ați făcut treabă bună cu toții. Ura, ura, ura! Pentru Al, el ne-a condus spre victorie fără să fi legănat nici măcar o singură crosă de golf. Pentru Al! Hei, că veni vorba, când ai de gând să ne arăți acel legănat al tău? Arată-ne, arată-ne! Te rugăm! Haide, Al, hai, arată-ne! Bine, vă voi spune cum. O să vă arăt o dată și numai o singură dată dacă și numai dacă voi băieți nu-mi veți mai cere niciodată să fac asta. Foarte bine, foarte bine! Să mergem. Așa cum am spus, voi face asta o singură și numai o singură dată. Probabil o voi pulveriza oricum. Sunteți mulțumiți? A fost o lovitură nemaipomenită! Când erai să devii profesionist? Nu mi-amintesc, a fost cu mult timp în urmă. Este adevărat că te-ai împotmolit în calificări? Ce ai spus? Am auzit că erai aproape să reușești, dar Trip Davis te-a învins la ultima gaură. De unde ai auzit asta? Ea mi-a spus. Cum ai aflat asta? Ei bine, eu... Aș vrea să vă vedeți de treburile voastre, bine? Eu nu mă duc să fac săpături în trecutul vostru, da? Este greșeala mea. Am căutat informații despre tine la bibliotecă. Deci tu ai făcut asta, Einstein? Ești un puș destul de deștept, așa? Ce altceva ai mai aflat, despre mine zi? Ai verificat creditele? Ai săpat în gunoi? Ai contactat-o pe fosta mea soție? Îmi pare rău. Am fost doar curios. Eu, de fapt, nu am vrut să spun asta. Grozav geniu! Strălucitor. Ești într-adevăr într-o ureche. Bine, acum ține-o ușor. Ține-o într-adevăr ușor. Îndoaie-ți un pic mai mult genunchii, da? Așa este bine. Ei, uite cine s-a întors. Ai venit să te antrenezi la legănatul pe spate? Față de pizza, ce-ți mai face mâncărimea? Mult mai bine, mulțumesc. Nu mai vine să mă scarpin pe tot corpul cu glas papir. Aha, asta e foarte rău, amice, nu știi ce pierzi. Foarte bine așa, deci ghicesc că asta aduce echipa la un total de 7? De fapt, 6. Cine lipsește? Peter, am încercat să-l sun la telefon ieri. Mama lui mi-a spus că el a renunțat. I-ai rănit sentimentele azi. Eu i-am rănit sentimentele? Dar ce ziceți de sentimentele mele? Mi-am negat timp de 19 ani cea mai rea zi din viața mea și am vrut să rămân în acest fel. Crezi că se va întoarce înapoi? Un băiat deștept și sensibil ca Peter ar putea fi traumatizat pe viață. Haide, Peter nu este traumatizat. Pe viață? Hai, nu mai fi așa supărat. Și eu ratam când eram puști. De 17 ori într-un singur meci? Bună, Peter! Ce faci? Te-ai apucat de baseball? Da, cam asta face acum. Poți să stau puțin de vorbă cu el? Da. Ascultă, îmi pare rău pentru că am țipat ieri la tine. N-am vrut să le spui colegilor de echipă despre trecutul meu. Este ca o pată pentru mine. Știu, îmi pare rău. E în regulă. Ascultă, ți-am adus ceva. Numele ei este Lucinda și am petrecut frumos pe vremuri. Am tăiat-o la dimensiunea ta, uite-o. Este frumos din partea ta, dar mă tem că este prea târziu. Am renunțat deja la golf. Asta e foarte rău, pentru că mă gândeam că mergeai bine. Da? Este un sport stupid. Da, știu că este un sport stupid, este ridicol. Este idiot, dar pare destul de curios. În ultimul timp mi-a venit cheful să joc din nou. Am crezut că ai renunțat la golf pentru totdeauna. E bine, am renunțat, dar după toți acești ani cred că sunt doar un pic curios. Așa că mă întrebam dacă n-ai face o partidă cu mine, doar tu și cu mine, de dragul vremurilor trecute.
frumos. Știi, aceea a atins destul de bine. Trebuie să admit asta. Bună treabă. A fost excelentă. Foarte frumos. Nici nu ai nevoie de Lucinda. Da, 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 haide. Prin urmare, de ce ai renunțat la golf, Al? E bine, a fost o perioadă în viața mea când obișnuiam să mănânc, să beau și să dorm golf. Mă gândeam doar la faptul de a deveni profesionist. Atunci, într-o zi, m-am trezit în ultima parte la școala de golf, conducând cu 5 lovituri. Eram un flăcăr atunci. E bine, ce s-a întâmplat? E bine, eram la gaura numărul 11 și Trip Davis a dat o lovitură care s-a dus în pinii aceștia pe dreapta. Și în timp ce eu mergeam pe drum în jos cu coada ochiului, îl văd că lovește mingea afară din spatele acestui ciot. N-am putut să cred, asta a transformat o ratare într-un punct. Și de ce n-ai spus ceva? Am spus, dar vezi, a fost cuvântul lui contra cuvântului meu și n-am avut cum să dovedesc asta. În plus, conduceam cu 5 lovituri, așa că am început să mă gândesc la asta și a început să mă copleșească, mi-am pierdut concentrarea și m-a bătut la gaura 18. Cu o diferență de o lovitură. Wow, este îngrozitor. Da. După aceea mi-am pierdut mișcarea. Nu mai puteam să execut nici măcar o lovitură de un metru, așa că m-am decis să-mi agăț în cui crosele. Nu ai pierdut jocul, Al. Tu știi că ai câștigat, ar fi trebuit să mergi în turneu. Spune-le asta oficialilor. Frumos! Wow, ai început într-adevăr să o miști legănat. Ce zici, Peter? Crezi că ai vrea să ni te alături din nou? Nu știu. E bine, ar fi o rușine să se irosească o mișcare mortală ca a ta. Pe lângă asta, toată lumea simte lipsa. Adevărat? Da, mai ales Cristina. Știu că va avea un test important la matematică și nu știu multe lucruri despre femei, dar cred că ea este destul de drăguță. Hei, Al! Te-ai gândit vreodată să încerci din nou la turneul PGA? Ar fi cu siguranță o rușine să se irosească o lovitură mortală ca a ta. E bine, nu știu, probabil m-aș înneca din nou. E bine, Al, tu renunți atât de ușor. Ai auzit vreodată povestea celor trei purceluși? Oh, puștule, poate într-o zi voi încerca, după ce plătesc câteva mici datorii și dobânzile care cresc zilnic. Asta e. Ai văzut unde s-a dus? Nu! Nici eu. Hai să strângem. Bună idee! Foarte bine. Să spunem meci egal. Hei, Al, de ce porți două perechi de pantaloni când joci golf? Nu știu, de ce? Pentru că ai putea să capeți o gaură într-unul. Nu înțeleg. Cum adică nu înțelegi? Foarte bine, nu înțeleg. O gaură într-unul? Din cauza asta porți... N-are haz, nu cred că are haz. Ba da, are haz. Care-i hazul? Bine. Porți două perechi de pantaloni și capeți o gaură într-una. Nu-mi place când am o gaură în pantaloni. Nu. N-are haz, nu-mi place, e greoaie. N-am pe nimeni care să-mi coase pantaloni, așa că merg cu lenjeria ieșind pe afară și oamenii mă reclamă. Cu siguranță ți-a schimbat starea de spirit când vine momentul să joci golf. Este un joc destul de amuzant odată ce te apuci de el. Voi băieți ați început ca grupul cel mai caragios din întreaga lume de golf juniori, iar acum ați câștigat ultimele 3 jocuri. Nu-mi vine să cred. Știu, destul de uimitor, nu? Dacă mai câștigăm încă 2 meciuri, intrăm în finală. Yeah.
Are o dublă. Atenție, acum o să jucăm pentru Cupa Seattle. Există trei lucruri pe care le știu din tot sufletul. Numărul 1, că merităm să fim acolo. Numărul 2, că voi băieți veți da loviturile voastre cele mai bune. 3, că cei din conducere vor fi destul de supărați când vor descoperi că am luat masa. Așa că hai să mâncăm. Bravo! Bravo! Se pare că Torc va rămâne flămând la noapte. Da-ți din gură. Oh, da? Ia asta! Pot participa doi la jocul ăsta, băi! Bătaie cu mâncare! Băieți, ce faceți acolo? Ups. Bunel. Deci voi băieți mai sunteți încă împreună. Asta e bine. Benny are un mesaj pentru tine. Ce e asta? Este un extras de cont de credit. Se pare că unul din puștii tăia de-a lui Benny un pont în legătură cu un stoc de acțiuni în telecomunicații. Benny a vrut să se revanșeze anulând toate datoriile trecute și dându-ți un credit de $500. Referitor la jocuri viitoare. Micuțul și cu mine ți-am luat un televizor nou. Cu diagonala de 32 de inci, color stereofonic. Împreună cu câteva conserve. Sigur că nu, foarte bine. Plecați de aici. Hai plecați. Hai plecați de aici. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun cât de mândri suntem de ambele echipe. Astăzi va fi meci mare. Scorul cel mai bun pentru fiecare gaură va fi câștigător. Vă mulțumesc și succes. Golden Ridge și Vista Creek. Ei, bine, nu au avut nimic aici din ceea ce trebuia să aibă un club. Nu servesc bere. Ce? Probabil ai glumit. Nu. Nu există nimic sacru? Peter, apreciez cu adevărat ajutorul tău și toate celelalte, dar vreau să fii atent cu tip ca Joe și micuțul pentru că pot fi periculoși. Și nu știu ce aș face dacă ți s-ar întâmpla vreodată ceva. Să știi că nu aș dori să ți se întâmple vreodată ceva. Foarte bine, băieți, am reușit! Suntem aici și acum că suntem aici, vreau să uitați că suntem aici și să jucați ca în orice altă rundă din afară. Bine, puștilor? Acum ieșiți acolo afară și faceți tot ce știți. Echipă! Ce rușine! Pariez pe $10 că pune mingea asta drept în spanac. Foarte bine! Wow! Ai văzut aia? Bravo, băiatul meu! Bravo, băiatul meu! Hei, Billy, verifică vântul! Fii cu noi tot timpul și nu uita de treaba de acolo de jos! Nu apăsa, bine? Bine, mulțumesc!
Îmi pare rău, băiete, este Gaura. Îmbelșugat, foarte îmbelșugat și sunt extrem de meritor. Da! Ce e lovitură? Despre ce vorbești? Ți-ai lovit mingea. Nu am lovit-o. Ba, ai lovit-o, consideră lovitură. Mă acuz că trișez? Las-o baltă, consideră lovitură și nu vom spune nimic. Domnule antrenor, mă acuză că trișez. Și-a lovit mingea, l-am văzut. E bine, asta spune ceva, Trip. Cred că tu i-ai învățat tot ce știu ei. Ce vrei da, să spui? Da, voi avea grijă. Dar sunt sigur că nici de data asta n-au fost martor, nu? A existat un martor. Eu l-am văzut. Scuză-mă, băiete, dar a fost acolo vreun martor imparțial care să nu fie de la Vista Creek? Nu, niciun martor. Îmi pare rău, prietene. Ei, ia stați puțin, dați-mi asta. Puteți da înapoi imaginile? Așa. Ia să vedem. Verificați, verificați. Pare că a comis o ilegalitate. Lasă-mă să văd din nou. Ei bine, având în vedere evidențele, îmi pare rău, Trip, dar trebuie să-l descalific. N-am ce face. Toate punctele marcate până acum vor fi anulate. Îmi pare rău, băieți, dar astea-s regulile. Hei, Trip, îți voi trimite o copie dacă vrei. Dar ai spus că... Deci, singur, erai să mă bagi tare de tot să-mi dai de gol. Ascultă, piticanie, dacă voi câștigați, îți garantez că-ți voi înfunda pe gât acel trofeu. Nu e așa că n-ai rănit un băiat cu un handicap mai mult decât dublu? Nu e așa? Ciudat că a menționat cuvântul handicap, nu băieți? Câștigă numai și acel cuvânt va avea un înțeles nou pentru tine. A? Este vreo problemă aici, domnule Wiley? Salut, Joe, micuțule. Cum rămâne cu planul acela? Bine, am scăzut la farmaceutice și am vândut toate obligațiunile cu dobândă ridicată. Rezultatele pe termen scurt sunt incredibile, șefule. Vreau să spun, Peter... Bine, acum, nu știu, băieți, există vreo problemă aici? Nu, nicio problemă. Bine, atunci dacă nu este prea mare deranj, o acceptați, vă rog, escorta noastră umilă, pentru că domnul Wiley e aici de față. Mulțumesc, băieți. Continuați jocul, domnule Wiley, continuați. Și dacă faci par, e meci egal. Așa că în ambele cazuri este bine.
De fapt, un joc egal ar avea ca rezultat să câștige Golden Ridge, deoarece în cazul finalelor, jocurile egale sunt stabilite prin media acumulată a găurilor și asta ar situa Vista Creek cu 0,237 lovituri în urmă. Nu contează, n-am fost niciodată bună la chestia asta oricum. Se pare că întregul meci pe umerii lui Peter și el lovește mingea să intre în gaură pentru prima dată în viața lui. Haide, Peter, poți să faci asta. Câștiga Seattle Junior Cup, tinere. Ce ai de gând să faci acum? Acum o să mă duc la Disneyland! Bună idee! Da, da, da! Ce bucurie! Hei, copii, uitați-vă ce am primit! Am câștigat! Vreau să spun, simt că aș vrea să cumpăr una americană. Doamnă, v-am spus deja, această mașină este făcută în Tennessee, care este în America de la războiul civil încoace. Bine, poate ar trebui să mai facem. Doamnă, am făcut deja trei, a început să-mi fie teamă de zdruncinături. Hei, Al! Am ceva pentru tine. Despre ce este vorba? Joey și micuțul mi-au dat un procentaj din fondurile lor mutuale și noi reinvestim în tine. Te-am înscris la școala de calificare. Scuzați-mă, putem face acum testul de conducere? Deci ce zici, Al? Îmi pare rău, doamnă. Trebuie să dau testul de conducere pentru grad. Vrea cineva un meci egal? Bine ați venit la turneul de calificare pentru profesioniști. Spectatorii, vă avizăm că puteți găsi căști de protecție la Bennis Pro Shop. Aproape am ajuns la final. Vom vedea acum ce se întâmplă. Amândoi jucători sunt la egalitate, cu un scor egal. Mai e câte o lovitură de fiecare? Acum e rândul lui Al Oliver. Ia și folosește-o pe Lucinda. I-am pus tija nouă pentru tine. Succes! Mulțumesc!
someday.